Bună seara, Florentina. Ne întâlnim în seara asta la recomandarea domnului Marius Ghidel, după întâlnirea superbă de aseară din Școala Iubirii, din webinarul pe care l-am avut și în care tu, așa, dintr-o dată, ai venit. Și ți-ai pus așa viața pe tavă și ne-ai povestit câte ceva din drumul tău și da, uite, ego-ul ne joacă uneori feste. Emoții. Da, emoțiile și ale lui, dar e perfect, fiindcă peste tot este același Dumnezeu. Pentru cei care n-au participat sau n-au reușit încă să vadă pe YouTube înregistrarea, dacă poți să povestești așa mai pe scurt față de cum a fost aseară. Nu mi-am dat seama. Da, nici nu contează, a fost o curgere cumva. Pe scurt, cum ai ajuns la învățăturile lui Marius? Pe unde ai umblat? Ce ai făcut? Ce te-a amânat în căutarea asta? Păi, pur și simplu căutând pe YouTube tot felul de... Da, căutând tot felul de învățături. Eu caut mai mult medicale, mai puțin spirituale, pentru că de foarte mulți ani mă cam duc pe calea mea și calea mea se numea Iubirea Divină. Și m-a atras foarte tare Școala Iubirii. Wow, ce înseamnă? Și cum e plin internetul de școli și de învățături, când auzi de divin, parcă e altă vibrație. Și am fost curioasă, am deschis și mi se pare că a fost prima înregistrare ceva cu Dumnezeu, dacă poți să nebunești, dacă nu recunoști existența lui Dumnezeu, ceva de genul. Și chiar n-am mai auzit un discurs despre Dumnezeu pe YouTube de mult timp. Și am zis, na, hai să-i dau drumul. Mai mult pe medicale sunt cumva așa axată de mulți ani. Și toate în limba spaniolă și adevărul e că am întâlnit o cale a iubirii divine cu care eu m-am asociat așa bine în ultimii ani, umblând prin Mexic, întâlnind liniștea aia din trib. Nu pot să spun că era o cale spirituală, dar era o cale a liniștii, în care spiritul, duhul, mintea, trupul, toate se conectează și parcă fac un întreg. În rest, parcă toate se desprind și toate parcă se fac bucăți. Și acolo, în simplitatea lucrurilor, am înțeles foarte multe lucruri simple care, de fapt, te duc pe drumuri scurte spre Dumnezeu, spre Dumnezeul meu, că cu ei acolo nu înțelegeam care e Dumnezeul lor. Și ce m-a șocat foarte tare în Școala Iubirii a fost să înțeleg mai mult decât știam eu și presimțeam eu și aveam eu convingerea, era ideea aia de a vedea pe Dumnezeu în celălalt. Când eu vedeam asta, dar nu știam să o expun așa de frumos și clar. Cumva eu nu ziceam că e Dumnezeu în celălalt, eu ziceam, el este ca mine, celălalt este ca mine. Și eu îl slujesc pe el. M-am regăsit foarte tare în toate învățăturile
Și mi-a fost foarte ușor să mă relaxez și să zic, wow, nu numai eu gândesc așa, wow, nu numai eu simt asta, ce fericire. Deci asta după ce ai ajuns să-l cunoști pe Marius. Și când s-a întâmplat Adică, asta efectiv? de câteva zile. Dar înainte erau învățături acelea sau ce făceai în Mexic și pe unde umblai, erau învățături? Eu, trăirile mele. Așa asociam eu cu liniștea de acolo, așa credeam eu. Și eu chiar lucram foarte des cu, în vocabularul meu foloseam foarte des cuvântul iubire divină, iubire divină. Când mă despărțeam de cineva, când scriam cuiva, fi binecuvântat cu iubire divină, ești un divin, ești o divină. Da, eu folosesc cuvintele astea de mulți ani, multă lume s-a obișnuit cu mine. Mulți care nu mă știu se uită lung și eu zâmbesc și aprob ceea ce spun cu încredere. Oamenii se relaxează și pentru unii pare ciudat, dar nu contează dacă intru în cabinetul, știu eu, a cui. Primului ministru. Da, nu contează unde am ajuns, că am ajuns și în locuri un pic mai sofisticate, dar eu am aceeași atitudine, cumva. Și mie asta îmi dă așa o bucurie interioară când le spun oamenilor că este o ceva puternic în noi, afara noastră, care ne binecuvintează cu iubire divină. Și cuvintele astea, când le-am auzit în toate frazele și așa, am zis, wow, nici nu mai trebuie să aud mai multe, abia aștept să-i cunosc și aseară am avut niște emoții de nu aveam, nu eram, da, nu puteam să mă controlez foarte bine, nici nu-mi doream. Dar m-a năpădit o problemă, așa, o durere. Eu știam că durerea mea e destul de vindecată, cumva. Și când am început să vorbesc despre lucruri, ceea ce eu nu prea vorbesc sau chiar nu vorbesc despre trecut cu nimeni, chiar cu nimeni, eu trecutul nu-l mai simt, nu-l mai readuc, dar am fost cumva forțată să-l aduc, pentru că altfel nu înțelegeam de ce sunt aici, acum. Și da, am intrat așa, m-a năpădit o durere care credeam că nu o să mai fie în mine, n-am mai simțit-o de mult. Chiar nu sunt plângăcioasă, dimpotrivă. Dar aseară De chiar mi-a. ce crezi că a revenit durerea? Pentru că eu zilele astea ascultându-vă, mi-am dat seama de unde mi-a provenit, mi-a fost răscolită. Și când i-am dat drumul, chiar a venit cu toată puterea. Credeam că nu mai are atâta putere, dar mi-am răspuns la multe întrebări. Toate răspunsurile m-au bulversat, pentru că eu credeam că am făcut bine lucrurile, știi? Adică eu nu te părăsesc decât dacă ești bine, adică dacă ești sănătos, adică dacă tu într-o zi vei decide să pleci, când de fapt tot un abandon este, chiar dacă eu am amânat și am prelungit agonia. Asta nu înseamnă că eu am făcut lucruri mai bune decât le făceam dacă îi spuneam. Da, am decis că ne despărțim, acum ori plec eu, ori pleci tu, unul din noi pleacă. Și atunci agonia aia încă de 3 ani, în care doi oameni maturi, despărțiți, dorm unul la etaj și unul jos, ziua merg de mână. Cine dormea la etaj și cine dormea jos? Păi eu dormeam la etaj pentru că aveam o garderobă, una din garderobe, plină de haine și cam etajul de sus era o garderobă mare, o baie mai mică și o cameră mai mică, dar garderoba făcea cât 3 camere. Și acolo Oh, fiind păi, în hai, reamintește puțin pe scurt ce s-a întâmplat cu soțul tău, pe scurt, așa, de ce ai luat decizia să divorțezi și, pe urmă, nu cum știu, am simțit a că nu suntem compatibili la nimic. Când, de fapt, noi ne eram foarte buni prieteni. Din câte am observat aseară, chiar dacă a fost foarte târziu, probabil că am rămas puțini la discuție și cred că acolo, la discuția de final,
A fost chiar o surpriză pentru mine să înțeleg două lucruri importante. Am înțeles că energia masculină trebuie să fie vis-a-vis de femeie, de energia feminină de femeie, vis-a-vis de femeie, ar trebui să fie mai dârză, puțin mai hotărătoare, puțin mai. Adică bărbatul să fie mai puternic în decizie, în exprimare, în fapte, mai puternic cumva decât femeia sau măcar, nu știu, o bărbăție aparte. El a devenit femeie, făcându-mi mie pe plac, eu așteptând de la el să fie bărbat, el a devenit tot mai femeie, asta am descoperit-o aseară. Iar problema din rădăcină a fost un program care tot aseară l-am descoperit și vă iubesc pentru toate viețile câte vor mai fi sau au fost vreodată, că eu am căutat foarte multe răspunsuri în ultimii ani și am găsit foarte multe, dar ăsta a fost bomboana de pe tort. Aveam un program în care eu am crescut cu un tată știutor, un tată blând, un tată bun, bun, bun sufletește, bun omenește, bun spiritual, un model al oamenilor era dintotdeauna pentru oameni, un om săritor, un om care dădea, dăruia, un om care trăia pentru ceilalți, un om care se manifesta printr-o dăruire și o iubire de oameni aparte. Eu am învățat de la tatăl meu cum să trăiesc viața în general și lecția vieții mele, cea mai mare, a fost că bărbatul trebuie să știe tot. Nu mi-a implantat nimeni asta, s-au implantat singure programele astea. Modelul meu de viață a unui bărbat era ca un bărbat să știe să facă orice. Cu toate astea, mama mea n-a fost niciodată mulțumită de el. El nu consuma alcool, nu a fost un om bolnav, nu a avut nu un om pretențios, ci dimpotrivă. El era ca o fântână din aia în spume care tot timpul se umplea și tot dăruia. Și acum face la fel, la 81 de ani. Ideea mea era că acest om, acest bărbat, e modelul meu. Eu, oricât aș mai fi. Deci, dacă eu, în ultimii 5 ani, de când sunt singură, mă mai combinam cu vreo 5, cu toți 5, dar se eliminau mult mai repede, pentru că eu m-am consumat, nu mai am răbdare, vedeam rapid că nu funcționează și fugeam, precum am și făcut cu două din întâmplările pe care le-am trăit, adică am încercat două relații. Și acum înțeleg că lucrurile s-ar fi desfășurat la fel, pentru că era vorba de acel program în care bărbatul trebuia să meargă și când vine acasă să vină plin și să vină cu bunătate și puterea lui se vedea în fapte, fără poveste, fără laudă, fără să facă tam-tam. Și să fie un om căutat, să fie un om respectat, să fie un om care în urma lui sunt fapte mari. De la muncă până la, știu eu, câte alte comportamente pe care tatăl meu le întreprindea. Dar cel mai important lucru e că eu am crescut lângă tată, chiar dacă mamele erau pe lângă mine, eu am avut atenția la tatăl și eu lucram cu el. Dacă el era un meșter. Meșter înseamnă să repari, să faci de la zero, să faci orice. Și el s-a obișnuit, s-a învățat lucrurile cele mai complicate, care nu le face nimeni, să le facă. Și de mică am prins momente în care el iarna făcea o căruță. Și eu am văzut cum se face o roată, cum se pune la căruță toate felurile de piese, cum se ansamblează și cum iarna se face căruța și vara se face sania, povestea lui și altfel de lucruri care toate erau acolo o doză mare de informație și de fapte. Eu am crescut într-o artă. Viața era o artă a creației. El făcea un acoperiș. Ne-a crescut cel mai mult din sobe, făcutul de sobe. Iar eu am învățat să fac sobe. Știu că la nu știu câte sobe aveam nu știu câți bani și vara aveam voie să merg pe litoral. Dar eram de clasa a șasea, a cincea, a patra.
mă duceam cu el și cu mâna în lut, puneam tot felul de lut acolo unde trebuia umplutură și eu am învățat să fac aproape singură lucruri. Și te-ai creat, așa ți-ai creat un ideal masculin. Eu Și mi-am viața creat. a venit și ți-o dat pe dos. Că acum Da. ai înțeles. Da. Ai înțeles asta. Da. Eu am întâlnit bărbați. Toți bărbații din viața mea au fost mai mult gen funcționari, oameni eleganți la costum, ceea ce eu eram inversul lor. Eu atrăgeam genul ăsta de oameni foarte, foarte frumoși, foarte înalți, foarte deștepți, dar meseriile lor, într-o oarecare o curățenie fizică, mă rog, alt fel de muncă. Și cu toate astea, am mers pe ideea că mă atrăgea acest gen de bărbat, dar nu corespundea. Nu aveam unde să-l pun. Da. Nu Și era cheia de la ușa mea. ai înțeles Aseară am înțeles și am râs în mine și m-am culcat fericită și am zis, wow! Chiar dacă eu ceva mi-am dat seama, nu am putut să le pun la cap până aseară. Așa că am meritat că am plâns, am meritat că m-ați suportat și eu o să mă revanșez, nu știu cum. Da, e perfect, absolut perfect. De mai multe ori ai repetat la început că căutai mai mult videouri sau nu știu despre boală. Și apoi ai spus și aseară că simți vindecare. Ce te face să. Ce te făcea Da. să cauți asta? Ești bolnav? Aveai ceva? Nu. Eu m-am implicat foarte mult în situațiile oamenilor bolnavi. Și cu cât știu mai multe, cu atât pot să. Ce înțelegi prin, adică detaliază puțin ce înseamnă implica. Păi, îți dau ultima mea escapadă, care s-a încheiat acum 2 săptămâni. Am adus aici în casă la mine 2 persoane, soț și soție, un fel de cunoștințe care veneau de la Bistrița cu probleme de sănătate la Cluj. S-a agravat situația într-o seară. Nu stăteau la mine, dar erau în apropierea Clujului și au ajuns la spital cu ambulanța, la UFPU. M-a sunat soția acestui om care. Într-un fel de prieteni, mai puțin prieteni, că eram mai mult cunoscuți, așa, de la Bistrița, cum eram toți orășeni de acolo. Și ajută-mă pentru că soțul meu a intrat în comă. Și de acolo a început o aventură de 3 luni, în care, după 4 zile de comă, i-am adus la mine. Au stat aici 3 luni. Ți-a oprit microfonul. Ai vrut să pot să-i ajut mai mult, lucrurile au mers spre bine și încet s-au dus spre casa lor. Și orice cunoștință care o am în plus despre medicină e ca și cum, nu știu, parcă mă uit un om, îi văd durerea, comunic cu ea, știu că iubirea divină poate să vindece, dar pe lângă ea ce mai pot face? Și atunci, o buruiană. Chiar și atunci când bunica mea îmi spunea te vindeci cu cărămida caldă din relul sobei, pentru noi copii a fost întotdeauna vindecare, repede, repede, aduc cărămida și nouă ne trecea durerea. Pe copiii mei am crescut cu compot de mere și cu scorțișoară. Ei și acum, la 30 de ani, ei știu că la compot și de măr și scorțișoară, corpul are o reacție. Deci totul este așa, prin credința prin care punem iubirea divină în orice. Și Facem noi ceva? dacă facem noi ceva Da. în acel cocktail, În această situație, în aceste situații. mai tot timpul am zis că dacă eu lindu-le durerea cuiva sau eu mi-am descoperit asta ca o misiune.
Ca și cum eu am venit aici în lumea asta cu o misiune, bine, poate cu multe, dar poate e un program, dar aș vrea să știu și cum aș putea să-mi ușurez un pic, deși cu drag fac, cu drag mă implic. O faci când ți se cere sau și dacă nu ți se cere? Și când mi se cere, stau mult pe gânduri. Când mi se cere insistent, când mi se cere a treia oară, când văd că chiar îmi pică în brațe lucrul ăla, atunci, înainte era mai săritoare, dar în timp am selectat un pic lucrurile, nu m-am mai oferit foarte ușor. Ce te-a făcut să schimbi asta? Am făcut un pic de curățenie, în sensul, nu că cineva ar profita, că mie nu-mi pasă dacă cineva profită. Oricum, dacă cineva profită, nu trebuie să știu eu, că ceva din mine nu mă lasă să ajut. Ceva din mine, nu mintea mea. Ceva din mine mi-arată că nu pot să-l ajut pe acest om, dar îl îndrum dacă pot. Uite, ai mers la UPU, la UPU este o situație, de acolo tu trebuie să mergi mai departe. Nu vrei să mergi la oncologie, nu vrei să faci alte protocoale ale medicinei alopate. Bun, ce se poate face mai departe e să crezi în tine și în puterea divină. Puterea divină se poate manifesta prin oameni, prin rugăciune, prin fapte bune, prin etică. Cum definești Și tu boala, Florentina? cum? Cum definești tu boala? Boala o definesc o durere interioară care macină un timp în viața oamenilor. Ce macină? Macină liniștea, macină echilibrul, macină conflictul, macină ego-ul, macină nevoia de dreptate, macină îți macină viața, liniștea, somnul, nevoia de a ajunge la un punct în care probabil că multă lume, ca să ajungă la acel punct, calcă peste oameni vieți, alții își caută tot felul de altfel dreptatea, dar oricum o cauți, vei ajunge să plătești până la urmă. Ce se întâmplă cu sufletul când boala atinge corpul Eu fizic? defineam asta, neascultându-vă destul și neștiind cum sunt cheile voastre, cheile mele, unele descoperite de mine. Eu ziceam așa, așa simt eu și dacă intru în mine, mă întreb ce se întâmplă cu viața divină din mine dacă trupul ăsta e tot biciuit. Și atunci simt că persoana cealaltă e ca și o persoană care face una cu mine, divinitatea, eu simt că vrea să plece, că vrea să se salveze, adică să nu să se salveze, că nu e corect. Să-și caute liniștea. Și simt un punct. Cine își caută liniștea? Adică am pus întrebarea ce se întâmplă cu sufletul. Da. Și eu am spus că atunci când sufletul e biciuit de minte, de trup, de durerea care se creează din conflictul care apare, simt cum că ceva vrea să plece. Adică sufletul sau divinitatea prin să-și ia catrafusele și să plece cumva. Și atunci eu așa zic că sunt acești oameni, devin oameni care nu mai au putere. Eu zic că în noi este o baterie care se încarcă tot timpul și e încărcată tot timpul. Și din momentul în care ceva se rupe cu divinitatea, bateria aia se golește și din momentul acela începi să mori. Adică e un fel de moarte care poate deveni și o moarte reală și o moarte a vieții, știu eu, un om mort poate să fie și viu, dar și mort până la urmă.
Da. Acum dă voi așa pe scurt, fiindcă încă n-ai citit cărțile și nu ai ajuns la esență cumva, Marius, care a fost acolo la în miezul creației, definește foarte clar cât este suflet și cât este ego. Evident că nu putem să punem o barieră și să zicem până aici ai suflet și sufletul din altă lume și a lui Dumnezeu. Deci nu putem să punem că până aici ai Dumnezeu și dincolo ce mai este, când știm că peste tot este Dumnezeu, atunci tot Dumnezeu este dar într-o altă vibrație și în ego. Și ego, care cumva definit materia asta mai grosieră, corpul fizic, mentalul, emoțiile, toate astea, îți de la 0 până la 3%. Și 97% e sufletul. Sufletul care nu vrea nimic, nu cere nimic, este perfect, nu-l doare nimic, este într-o liniște permanentă, nu caută sensul, nu caută, nu se compară, nu îl vede greșit pe celălalt, nu absolutizează nimic și este bine și așa și așa și nu împarte în bine și rău, pentru că ultimul nivel pe care acum îl integrăm ușor, ușor, este să nu mai împărțim în bine și în rău. Dacă până acum boala însemna un lucru rău pentru corpul fizic, Marius are o expresie extraordinar de faină care e așa, simți așa cum prins aripi, că dacă corpul suferă, dacă egoul suferă, sufletul dă petrecere. Deci el se încarcă de energie. Deci suferința ajunge la noi când presiunea este atât de mare încât ajungem la linia aceea roșie subțire, în care cumva sufletul cere ajutor forțelor cerului pentru a se elibera. Și eliberarea de obicei vine printr-o boală, prin foarte mare suferință a ego-ului. Reacția noastră atunci când vedem boală în jurul nostru, reacția lumii, adică direcția în care am fost obișnuiți, este să ajutăm, considerăm că este un lucru foarte rău, însă ce-i bine pentru mine nu înseamnă că este bine și pentru tine sau ce-i rău pentru mine nu este rău și pentru tine. Și atunci eu nu am de unde să știu și nici nu pot să intervin în planul divin a lui Dumnezeu pe care îl are cu fiecare dintre noi și în realitatea celuilalt. Și de aici am învățat și încă mai învăț să nu intervin. Wow! Eu cum o să fac? Că pentru mine asta e o latură importantă din viața mea și tu ai simțit-o repede și îți mulțumesc. N-am făcut eu nimic. Ba, păi altfel nu puteam să ajungem aici. E chiar o latură importantă și întrebarea mea, o fac din ego sau o fac din iubire pentru celălalt? Am avut-o de multe ori și mi-am pus-o de multe ori și nu știu cum ar fi să se manifeste un ego ca tu să te sacrifici, un ego care să-l faci nascuns, lucrul ăla, să-l faci cu tine și cu persoana, să faci ca lucrurile să... Nu e important dacă lucrurile dau bine, că nu e nimeni acolo. Deci, nu știu, aș vrea să știu dacă există un ego în treaba asta, cum să lucrez cu el.
Cum să... Păi, Adică... asta e esențial ce învățăm aici în școală. Noi suntem tot timpul doi, ego-i la purtător. Cu cât mai mare este ego-ul din noi, cu atât mai mult el acționează prin noi. Și Marius ne învață atât de simplu cum să restrâng, să cumva să-l observăm tot timpul pe ego. Și să nu mai pierdem energie vitală, pentru că el, ego-ul se îngrașă și se umflă atunci când noi pierdem energia vitală, aceea subtilă. Și pe unde pierdem energie vitală noi femeile? Păi, în primul rând, pierdem energie vitală fiind bărbați, fiindcă natura noastră este să fim femei. Așa ne-a trimis Dumnezeu în planul ăsta dual. Să fim femei, deci să fim pe locul 2. Noi zicem cumva că, deci într-adevăr, e provocator atunci când lângă o femeie puternică este un bărbat în energie feminină. Va fi mult mai greu ca ea să treacă sub el. Munca este mult mai importantă. Pentru că ea trebuie să coboare cu ascensorul sub el, să se lase, adică pur și simplu să renunțe la tot. Că ea face datorită proporției de energie pe care o avem în noi. Noi, Dumnezeu ne-a dotat cu energie ca să facem copii, însă noi nu-i mai facem. Și energia aceea în care Marius ne spune câtă energie consumă Dumnezeu ca să creeze organele și să facă acel miracol, să pună viață într-o ființă care vine să se întrupeze, iar noi asta nu mai facem. Și atunci cantitatea toată de energie o folosim împotriva bărbaților, care bărbații au doar un sfert, deci noi avem trei părți și ei au unul. Deci faptul că noi putem să facem lucruri și ne ies lucrurile datorită acestui lucru, dacă noi am face 10-11 copii cum au făcut bunicile noastre, străbunicile, hai să zicem, atunci noi n-am mai avea energia necesară să tocăm în Risipim, bărbat. da, să risipim, Să da. risipim. Deci noi Ce acolo tare, wow. risipim. Deci asta e una. Deci energia aia masculină transformată de noi, așa, n-am înțeles ce avem de făcut. Tot ce se întâmplă în lume. Zilele trecute fierbeam laptele și oala în care fierb de obicei laptele, aceea din care nu iese laptele la fiert, nu era goală, adică mai avea lapte în ea și atunci am pus laptele într-o oală obișnuită ca să-l fierb și făceam treabă prin bucătărie ca să nu iasă laptele în foc. Și evident, laptele a ieșit în foc și am zis, ia uite cum a venit și aici tehnologia ca să ne mai dea la o parte din atenție, din prezent, din Dumnezeu. În New Age spunem că stăm în prezent. Eckhart Tolle asta spunea, puterea prezentului, să stăm acolo, că doar acolo e Dumnezeu. Și toate astea fac în așa fel încât să noi să pierdem din energie. Robot, mașină de spălat vase, absolut tot. Toată tehnologia ne face să nu mai facem lucrurile cu mânuțele. Păi, eu am descoperit că am multă energie și că trebuie să fac ceva cu ea, iar tot în numele divin mă ofer cumva prin ceea ce fac cuiva. Adică eu cumva orice fac pentru cineva e ca și cum am o slujbă. Ceva prin mine se întâmplă acolo, iar lucrurile care se întâmplă acolo nu depind de mine.
Dar depind de cineva dacă eu mă duc acolo. Da. Perfect. Și E perfect. energia aceea este o doză de energie. Eu zic că e o zecioală, dar de multe ori e 100% energia care trebuie să o dau acolo. Și pe urmă simt că mi se dă înapoi și că lucrurile se îndreaptă spre mine și că merg bine. Și pentru mine asta e fericire. Nu știu cum se numește fericirea, am vrut să întreb aseară, dar Dar tu era. faci ceva terapii sau ce practici sau ce faci? Cum adică vindeci oamenii? Adică e suficient să-i spun la om, nu mai mânca brânză și lapte și carne când tu ești bolnav, mănâncă ceai și urzici Da. și Am hai să înțeles. mergem la un terapeut, hai să mergem undeva la cineva, hai să te duc cu mașina până nu știu unde, hai Ok, să-ți cumpăr o pijamacă. Da. am înțeles. Însă, dacă revenim puțin la ceea ce știm din școală, că corpul fizic îi 3%, da? Deci, toate acțiunile terapeuților, practici, biomasaj, energetic, tot, absolut toate practicile astea se îndreaptă către acel 3%. Și acel Yes. 3% putem să îl însănătoșim. Adică nimic, aproape nimic, pe lângă ce înseamnă divinitatea în om și Da. ce ar putea să facă divinitatea dacă i-ar fi permisă. Exact. Dar bine, clar că eu am multe cuvinte pentru asta, dar eu nu am putut să văd în oameni, chiar oricine ar veni în viața noastră, orice cuvinte și iubire să ne ajute la vindecare, depinde cât de mult își deschide fiecare inima și cât de mult se îndreaptă spre iubirea din interiorul lui. Da. Și Da. e cu Deci, semnul întrebării. da, oricum e perfect, așa. Marius tot timpul ne spune cum atâția care au ținut postul cu apă sau au devenit vegetarieni, că așa acolo sunt absolutizări. Adică absolutizăm că doar un fel de mâncare face bine și când am absolutizat asta, automat, principiul lui Le Chatelier, care tot timpul echilibrează totul în lumea asta. O să trimit un webinar foarte frumos cu o doamnă profesor universitar, în care, de fapt, înțelegem ce se întâmplă. Tu ai absolutizat un tip de bărbat, ai văzut virtuți într-o asemenea relație și Dumnezeu a venit și a echilibrat dându-ți fix pe dos. Adică tot ce mi se pare mie eu, ego-ul, Dumnezeu într-o absolutizare care se manifesta prin mine după ce am aflat și am fost atât de încântată de felul în care se schimbă exteriorul în momentul în care aplic învățătura legată de supunerea la bărbat și a mă pune pe locul 2, a termina cu acele idei că eu știu mai multe decât el, mă fascinau și de fiecare dată când vedeam o femeie care își controla bărbatul, de câte ori vedeam un bărbat care nu putea să ia o decizie decât dacă o sună pe soția lui ca să îl valideze, deja vedeam o discordanță acolo, o ceva care nu funcționează. Și cu cât vedeam mai mult asta, cu atât mai mult veneau în fața mea asemenea exemple, ca să mă facă să înțeleg că absolutizez asta și că tot Dumnezeu și într-o femeie bărbat. Chit că drumul ăla probabil se duce cumva prin suferință, fiindcă energia aceea masculină din noi nu face priză cu femininul din noi și automat energia aia de control, care ai simțit-o și tu și care am simțit-o și eu,
creează acel gol. Oricât era de perfect tot, nu era, era egal cu zero. Și absolutizările astea, tot timpul ceva din față va veni să le va veni Dumnezeu tot timpul să le echilibreze cu altceva. Este un pic de lucru. Poți să zic? Sau mai vrei ceva să zici? Nu, că nici nu știu ce zic. Chiar nu știu cum de am uitat că cu asta credeam că intru în discuție. Când vorbisem în telefon legat de cum ne întâlnim noi în seara asta și ai fi fost foarte de acord sau aveai dorința să mai fie cineva cu noi, pe urmă, ai fost atât de clar cum că ai primit cumva de 2 ori mesajul să fim doar noi două. Iar supunerea ta ca tu să faci lucrurile așa cum ți s-a spus, asta înseamnă că trebuie să le facem așa, chiar dacă tu le-ai văzut mult mai bine altfel. Și după ce ai închis telefonul, m-am gândit, Doamne, ce e asta? Adică eu pe cine să întreb dacă să fac ceva sau nu, că eu fac 10 decizii pe minut și fug acolo și fug din coace și nici să mă opresc undeva să întreb pe cineva dacă eu să mai fac ceva sau nu. Deci deja mi-ai învârtit capul invers și am zis, Doamne, să zic că va veni un bărbat în viața mea într-una din zile și eu voi sta, e abar n-are ce e în mintea mea. Și eu voi sta la taclale cu un om care habar n-are de viața mea, nu știe câte lucruri fac eu într-o zi și eu să stau să-l învăț pe el, ca pe urmă să mă învețe el pe mine și până la urmă nu mă învață nimic, dar eu trebuie să-l ascult și dacă nu-l pot asculta, măcar să-l întreb și dacă îl întreb, cine știe ce spune și eu nu sunt de acord și deja eu deja sunt conflict și zic gata, nu nimeni de mine, nu, Da. nici Apoi, calea iubirii nu mă mai ajută. mintea noastră așa e construită încât noi și exact atât de frumos explică Marius cum mintea noastră care e din părți, fiindcă noi suntem o parte creată din bărbat. Deci noi suntem făcute din coasta lui. Deci suntem o parte din întreg. Și noi avem mintea împărțită și foarte pe detalii, pe părți. Și noi luăm o parte din aceea cât noi suntem capabile să o vedem și o absolutizăm. Și nu, apoi nu le legăm, nu le putem lega între ele. Este nevoie de un bărbat care vede ansamblu. Deci ei au mult mai puține legături neuronale. Eu, înainte de a ajunge la Marius, am studiat mindset-ul feminin și masculin și înțelegeam cât de simplu gândesc bărbații și mă străduiam la serviciu să fac așa ca și ei, să nu mai uit la detalii, să fac lucrurile una după alta, dacă am deschis un lucru să-l închid și abia apoi să trec la următorul, fiindcă și la un moment dat făceau parte din cursurile de leadership, chestiile astea, fiindcă probabil cei din New Age care predau astea au văzut că bărbații au mai mult succes și au început să ni le implementeze și nouă femeilor. Însă noi trebuie să fim conștiente că noi suntem construite așa și că noi vedem detaliile și eu mi-am dat seama într-o discuție cu mama, stăteam eu și lucram la relația cu ea, mai ales după ce, evident, pe toate femeile le vedeam responsabile pentru toate catastrofele de pe planeta asta și chiar și așa era de multe ori, însă totul este cu îngăduință divină, deci n-ai ce să mai împarți. Și stăteam și mă gândeam cum de uneori închei din scurt
convorbirea cu mami, adică ceva mă enervează și o tai scurt și nu mai îi spun că am de lucru sau, mă rog, se închide discuția. Și analizând, mi-am dat seama că atunci când ea mă întreabă, începe să intre în detalii. Eu îi spun ceva, iar ea mă mai întreabă. Și eu nu recunoșteam atunci programul. Îl vedeam doar la ea și mă enerva. Dumnezeu a făcut ca imediat la o întâmplare din asta, următoarea convorbire să fie cu soțul, în care eu am procedat fix ca și mama. Adică el mi-a spus ceva și am început să-i cer amănunte, adică ceva detalii și l-am văzut cum dintr-o dată a fost ocupat și am încheiat convorbirea. Și atunci am înțeles programul și l-am acceptat, însă ulterior, tot într-o discuție cu mami, în care deja eram cumva mult mai îngăduitoare, așa, și am depășit puțin etapele acelea, observam cum din nou îmi cere amănunte. Și de data asta am înțeles că ea nu putea construi, nu putea merge din punctul A în punctul B fără acele detalii. Deci ea avea nevoie să știe detaliile ca să poată să facă cumva acel întreg. Și atunci am înțeles că așa suntem noi construite, noi avem nevoie de detalii, însă dacă ducem detaliile astea și le trecem pe alt nivel, noi acolo ne pierdem toată energia. Și dacă nu, îl credem pe bărbat, adică el vede simplu lucrurile, toate deciziile care le... bărbatul gândește ansamblu și în viitor, ceea ce eu nu sunt capabilă să o fac. Și probabil ți-ai dat seama, poate de la începutul relației tale cu soțul tău, pentru că ai să vezi cumva că dinamica, eu vorbesc de relația noastră la început, cum a fost, el cât era de bărbat, și cum lua deciziile, și eu încă fiind foarte tânără, la 20 de ani, nu. Eram, deci nu aveam nicio treabă să nu-i recunosc sau să nu să mă pun eu împotrivă, însă încet, încet crescând ego-ul, am început să cred că eu sunt mai deșteaptă și fac mai multe lucruri și așa mai departe și începeam să le fac și le făceam prost. Da. Dar e perfect și așa și așa. Dar e atât de simplu după ce dăm jos greutățile de pe umeri. Care ai văzut cum s-a transformat corpul femeii? Adică noi am făcut trapezul ăsta aici, adică umerii sunt de bărbat. Da, așa e. Te urmăresc și nu mă satur să îți sorb cuvintele. Da. Și luminează fața ta, că nici nu văd bine cum îți este trăsătura feței. Da, nu fac nimic decât asta cumva, deși mi se părea, deci a fost un exercițiu să nu mai fac mișcări decât dacă îi cer voie soțului. Mișcări așa, mai importante cât de cât, adică nu chiar să închid ușa și să deschid ușa, dar înainte vreau să spun că nu îl întrebam nimic, adică m-am înscris în toate cursurile, asociațiile, fără să îi cer eu lui voie, că dar el niciodată nu mi-a interzis.
Nu mi-a interzis, însă după ce o făceam, îmi dădeam seama că nu-i place și pe urmă asta, da, asta cumva îmi dădea mesaj Dumnezeu că pierdeam energie acolo, făcând lucrurile fără să am validarea lui. Erau lucruri ascunse, dar eu nu le vedeam. Mie mi se păreau că sunt lucruri de care n-am ce să-i cer lui voie, fiindcă nu erau lucruri așa. Deci făceam cursuri, predam, făceam o mie și una de lucruri și, de fapt, nu înțelegeam că Dumnezeu nu mi le validează. Aici este o importanță mare în seara asta, că simt că astăzi și eu m-am tot gândit prin fuga gândurilor și a lucrurilor, care din lucruri ar trebui să le elimin, care mi-a energie, toate mi-au energie, care ar trebui să le dau la o parte, pui cam toate, dar nu le pot, dar atunci măcar să fac aleator așa câte ceva din toate să plece. Și mi-am dat seama că e atașament. Adică ăla, da, îl dau la o parte, dar mă cam doare, celălalt iar mă doare, celălalt. Da, exemplu concret. La Bistrița am un proiect care e în desfășurare, acolo se lucrează pentru Deci te referi la afacere. la Hai să nu e afacere. Ai văzut că și aseară au zis Marius. Acum, ăstea, n-ai ce face cu el, adică acolo dai de lucru la oameni, e o afacere. Însă, pe lângă afacere, mai Eu sunt nu prea toți am banii. viață. Nu prea am viață personală. Pentru că ar trebui să mă trezesc singură în casă și să mă simt singură. Păi. Și atunci, nu am timp să fiu singură. Și atunci sunt cu munca. A, Și și munca atunci. pentru mine e ceva ce se desfășoară în orice zi, la orice oră. Și Florentina, fără muncă, ce face? Asta e o problemă, că eu am luat munca tot ca ceva smerenie, din să dau energia mea undeva unde să nu dărâm, să nu stric, adică să am simțit că tot și asta e o slujbă cumva divină, dacă pot să-i spun așa. Okay. Că până la Așa. urmă rezultatele bune sau rele, sunt obosită, nu le mai pot pune pe piedestal, nu le pot face în ramă nimic, că nu mai apuc să mă bucur de ele. Da. Eu nu mă pot bucura de ceva material, Am înțeles. chiar dacă am. Și Și atunci, când care ar fi plăcerile tale? Scuză-mă că te întrerupeam. Plăcerile mele ar fi să mă răsfăț o dată pe săptămână într-un spa și înainte îl făceam și făceam zilnic câte un masaj în perioadele de vară. Venea acasă cineva și lucra cu mine. Ultimii ani de când eu m-am dus de sculță și am întâlnit altfel de pe Dumnezeu altfel, nu mai pune nimeni mâna pe mine și Deci nu mai faci masaj, nu mai Nu faci. mai fac nicio plăcere. Nu merg la cumpărături pentru mine. Dacă m-am dus duminică, avem cumva zi de familie unde mă întâlnesc cu copiii mei, cu prietenii lor, suntem câțiva, ne întâlnim într-un mall, acolo ne duce situația, nu vrem noi, că și Gătești? copiii. Gătești? Eu gătesc foarte mult și dacă nu mănâncă cineva, caut pe cineva să mănânc. Caut pe cineva să dau. Apare cineva flămând. Fără să fac efort, eu dacă fac a 10 porții, minte naș de undeva, am cui să-i dau să mănânce. Și pentru mine e o zi fără gătit sau nu. Dacă gătesc pentru 2 zile,
Și am ceva în frigider sau pe aragaz. Pentru mine e o zi bogată, e o zi cu folos. Dacă n-am, mă tot întreb cum e să n-am astăzi mâncare, dacă cineva trebuie să mănânce și eu n-am. Că eu nu mănânc eu, dar chiar dacă mănânc și eu, mă bucur dacă mai mănâncă cineva. Pentru mine, când mănâncă cineva din roadele care eu le am acolo, eu iubesc foarte mult bucatele. Eu am așa o legătură cu fiecare, de unde vine, cine l-a făcut, de unde a fost creat, cât l-a plouat, cât l-a însorit, ce energie a primit, pe unde a pus mâna cineva, bun sau rău, nu contează. Îi mulțumesc acelui om, că nu contează că a făcut bani cu el, că îl iau din aprozar, dar mai mult de la mama mea, care de la 80 de ani, dacă o să fac poze cum primesc eu ouăle și roșiile și tot ce este în grădina lor. Astăzi, când am primit brânzică de capră, toată ziua m-am bucurat, m-am rugat, am împărțit-o, că au picat peste mine așa niște persoane pe aici. Hai să vezi cum e brânza mea de capră. E o fericire. Super! Ce frumos! Și restrângere faci? Eu cred că asta e o restrângere, să nu... Am ajuns de 3 luni, am salvat un câine, am salvat un câine și are multe traume și frici și e lovit și așa, și e femelă și e operată și ea. Și ca să fiu mai aproape de ea, m-am culcat în zona unde îmi țin lucruri, nu e nici magazin, nici toate împreună. Și acolo am o saltea de rezervă, o saltea de o persoană. Și culcușul ei e acolo. Și am început să dorm lângă ea. Și am plecat din cameră și din pat cu memorii și așa. Și dorm de 3 luni pe saltea, într-o garderobă, lângă câine. Și am simțit că pentru mine e o detașare de ego. Și am zis că o să dorm atâta timp cât o să mă simt eu că mai am de lucru cu mine. Dar Dar nu știam deci cât de... ideea e că acolo orice facem, dacă este un fărâm acolo de așteptare, deja obținem contrariu. Și perfect și așa. Deci dacă aștept, fac restrângerea, astăzi mănânc ca să se întâmple ceva sau ca să obțin ceva, acolo deja n-am adunat energie vitală, dimpotrivă s-a scurs energia vitală, deci nu am făcut nimic. Aici linia e foarte fină. Cumva noi nu facem nimic, Dumnezeu face tot. Când m-am uitat la ce atașamente am și m-am uitat prima dată la atașamentele de mâncare, de cafea, am zis, uite, nu mai beau de mâine cafea și Dumnezeu a venit, mi-a stricat filtru, a doua zi mi l-a stricat și pe ăla de la serviciu, a treia zi am uitat să beau cafea, a patra zi a intrat o muscă în cafea, tot felul de chestii care nu eu le-am făcut, n-am făcut eu nimic, el a făcut tot. Când vede intenția noastră, adică cumva ne lăsăm așa purtate de el, el va face tot, dar fără să. Deci acolo trebuie, am, nu trebuie nimica, însă e bine cumva sau e rău cumva să mă bucur de tot ce face el până la urmă prin tot ce se întâmplă în jur și să mă las purtată de val și de viață cu bucurie, fără să aștept nimic. Acum tu vrei să te schimbe situația în care ești? Zilele astea am cunoscut niște persoane și au intrat în viața mea cumva în zonele unde eu nu am deschis. Adică eu pot să vorbesc despre muncă, pot să vorbesc despre a vinde, a cumpăra, despre clienți, despre
religii, pot să vorbesc de sănătate, dar dacă vorbesc despre mine, asta e o excepție extremă, faptul că noi vorbim despre mine. Pentru mine e o noutate, dar mă aflu bine. Până într-un moment, sper, adică nu vreau să-l controlez, că dacă pun așa problema, atunci s-ar putea să-mi iasă cumva rău și nu mai este rău, că este bine așa și așa, dar când am simțit că mi se intră în zona asta în care eu ar trebui să-mi deschid curajul și să privesc, știu eu, ce aș putea schimba în viața mea, adică să privesc că ar putea exista vreo soluție legată de o altă persoană, de un bărbat. Și cum s-a ajuns la zona asta, m-am închis total, deși ascult filmele cu voi de câteva zile, când am ajuns la punctul ăsta, cu tot că am ascultat și că mi-am pregătit altfel, cumva nu mi-am pregătit, că mi s-au deschis altfel și mi s-au luminat altfel gândurile, când am ajuns în faza aia, am reacționat ca și înainte, adică m-am închis și am pus bară și m-am protejat și am zis nu pot să. Nu pot să. Nu cred că pot să mai complic viața mea. Deci, vulnerabilizarea e o caracteristică a sufletului. El nu are nimic de ascuns. De cine să ascundem când el știe totul? Dumnezeu știe totul despre noi. Ce-aș vrea să. Da. Da, zi. Spune. Dacă aș vrea să schimb ceva, că asta era ideea, da, în mintea mea se creează o dorință de schimbare. Eu am zis că singurătatea mea am ales-o ca o restrângere, fără să vă cunosc, de ani de zile. E o restrângere. A dormi pe o saltea în loc de pat în camera mea e o restrângere. Când am auzit că trebuie să te restrângi de la o cafea, eu am râs. Dar pe urmă am plâns. Am zis, Doamne, cum? Eu pot să fac lucruri mult mai mari. Adică eu m-am restrâns de la umblat încălțată, am umblat desculță. Cât e de ușor să umbli desculț sau să dormi pe o saltea sau să slujești la niște bolnavi sau să nu-ți mai cumperi nimic de ani de zile și să tot iei aceleași haine. Cu tot că dacă, ce să zic, cam 80% din garderobă mi-am tot împăturit-o în niște cutii și saci, după aia mă duc și mai aduc și după aia iar restrâng și iar aduc și aduc și încet o să le dau că nu mai am ce aduce. Și câte mi-au rămas ca haine, tot la trei haine mă întorc. Și îmi cumpăr o pereche de Adidas la 3 ani și schimb cam la 6 luni perechea, cu toate că îmi stau rafturile pline și când să mă încalz, mă uit la ele și aia albi și aia roșii și aia verzi, n-au mai stat acolo că mă duc tot cu ăștia negri Și de și mi-s rup. dată le-ai dat, adică ai dat din ele sau n-ai dat? Dau multe, da, am dat multe, multe. Cred că am avut. Prima mea restrângere a fost când am plecat în Mexic să rămân cumva așa singură, a fost o restrângere aseară, ființele de lumină de aseară nu m-au înțeles și eu n-am vrut să corectez. Eu am mers cu fiul meu, nu cu soțul meu. Eu acolo nu am plecat să mă despart de soțul meu acolo, eram despărțită deja de ceva timp. Și pentru mine Mexicul și umblatul de sculse a fost o restrângere, că probabil restrângerile astea m-au ajutat să ajung aici, sau Da, m-au dar ajutat. scuză-mă că te întrerup când, deci, când faci restrângere, nici măcar nu mai ai nevoie să o știi, sufletul nu mai trâmbițează deloc. Pur și simplu, deci, insistai probabil, deci asta am observat, că tu insistai să înțeleagă lumea că faci restrângere și de când faci restrângere și primeai inversul. Deci era reglarea, dar o să te obișnuiești că e atât de fain, deci ce vede celălalt, noi tot timpul ne oglindim.
Tot timpul ne oglindim, deci celelalte îți oglindeai ceva din tine. Exact cum tot ce simțeam eu când ai povestit era ceva din mine. Deci dacă creează acolo o emoție, dacă face un click, e din mine. Câtă vreme ai venit în realitatea noastră, deja avem ceva în comun. Deci, Wow. e același, oricum, e unul singur, sufletul la nivel de ego, suntem diferiți, egourile ne diferențiază. Sufletul e același. Sufletul Wow. nu are diferență. Da, dar discuția noastră de acum cu restrângerea, am pus așa o paranteză legată de cafea. Eu când v-am auzit că vorbiți de cafele și că e greu să te reduci la o cafea, nu v-am auzit aseară, v-am auzit în filmări și zilele trecute, eu vorbesc de ce gândeam eu zilele trecute, mă gândeam cum, adică e greu să te oprești la două cafele și cum să fie o poftă două cafele sau niciuna sau 10? Înseamnă Oare eu? că tu, înseamnă că poți să nu bei? Păi stai un pic ca să vezi și eu gândeam zilele trecute și mă gândeam dacă oamenii ăștia știi că au restrângere adevărată, e să nu faci sex 3 ani, să nu te îmbraci când tu ai cu ce, să nu mănânci când tu, să tu să mănânci în picioare sau lângă câine când tu ai masă de sculptată. Și așa, mă gândeam eu zilele trecute și mă gândeam eu, vai, Sunt în dar la... aceeași situație, mai toți. Și eu vă auzeam de o cafea și eu mă gândeam ce lucru mic să faci restrângere. Și ce am pățit duminică ieri? Hai să vedem și eu ce ai să beau cafea. Și eu beau cafea într-o zi. Adică mi-o fac și beau când apuc. Și beau puțin și îmi place să gust odată la o oră, două, când mai trec pe lângă cană. Și dacă mă urc în mașină, îmi iau cu mine aceeași cafea și cafeaua aia are valabilitatea ore întregi. Și de multe ori nu beau toată, când apuc. Deci, în mintea mea, cafeaua nu are o etichetă, o plăcere, eu nu am știut. Și ieri dimineață, înainte să mă duc să mă întâlnesc cu copiii la mall, eu nu mâncasem, nu băusem decât apă și am zis, mă duc. Era 11 și 10 și nu băusem cafea și am zis, eu nu am nevoie de cafea. M-am urcat în mașină, mie îmi trebuia cafea. Și a zis, opa, am ajuns la mall și m-am dus de la parcare prin Pescări, unde erau mașinile alea de cafea. Și am văzut cafeaua, am miros de acolo și am zis, da, e o explicație psihologică. Nu e pofta, cât ideea că tu nu vrei să bei, ideea se implementează, nu mânca din mărul ăla, pentru că din mărul ăla e cunoștințele binele și al răului și tu nu trebuie să le știi. Și din momentul ăla ea a vrut să știe și eu n-am știut că o cafea poate să-ți creeze un disconfort dacă tu vrei să nu o bei și totuși corpul ți-o cere. Mi s-a părut că e un același lucru și vreau să zic că a avut o putere acea cafea și prezența mirosului mi-a dat o nevoie de cafea care mi-a dat bătaie de cap. Și când am ajuns la cafea într-o vreme, nu că nu mi-am propus să nu beau deloc, ci mi-am propus să nu beau până, știu eu, la 2-3. Și eu când am băut cafeaua, am zis, nu-i de joacă. Am zis, nu-i de joacă, că eu am luat-o în joacă. Da. Deci, uneori e așa de pasiv și așa tare se camuflează ego-ul ăsta, încât ne face să credem că, wow, deja, păi eu sunt nu știu unde, știi? Adică, cumva ne ridicăm slab ca să vină să ne trântească așa mici Wow. chestiuțe. Da, deci așa era cu dușul. Eu n-aveam treabă că eu făceam cu apă rece duș.
că până ajungea apa caldă de jos, eu cum eram foarte rapidă întotdeauna, eu nu mai puteam să ajung apa caldă sus la duș și eu eram gata cu dușul. Și ziceam ce mare problemă să faci duș, dar ideea era să faci tot ce n-ai făcut, adică ce ți era cumva normal sau să dormi pe jos, că și la mine la fel, și taică-mea doarme pe o lată din aia, deci la noi era cumva ceva normalitate, deci asta nu era cine știe ce, însă erau alte lucruri care îți puneau Wow, pie. wow, wow, Da. wow. Da. Da, restrângerea mea, nu a fost să mă apropiu de Dumnezeu. Interesant. În școala iubirii e să descoperim dumnezeirea, eliminând cât se poate ego-ul sau echilibrând cumva lucrurile astea. La mine era să nu mai atrag bărbați. Să nu mai cad într-o capcană unde viața mea să se complice. De ce Adică se să complice? nu atragi pe Dumnezeu, că bărbatul e Dumnezeu. Păi da, eu nu vedeam așa lucrurile. Acum mi-e greu un pic, dar lucrez cu asta și înțeleg, sunt de acord cu asta și îmi va fi ușor să lucrez cu mine. Sau mai greu, nu mai contează. Important e că am înțeles ideea. Dar da. A sunat acum foarte zguduitor, adică tu îl respingi pe Dumnezeu pentru că ne-a lăsat împreună, ne-a creat unii pentru alții sau noi pentru ei și până la urmă și invers, sau bine zic. Da. Deci ai văzut ce șirețe camuflează ego-ul ăsta și zice, a, păi eu vreau să nu fac sex, adică eu vreau să scap de o poftă a trupului, să zicem. Și prin asta te-o trimis că, datorită faptului că tu vrei să faci asta, te-o trimis și să respingi bărbatul cu totul. Adică cumva tot controlul, energia aia masculină, care e energie masculină, controlul e energie masculină, ți-o ghidat. Păi, în cazul ăsta al meu, cum gândesc eu, sexul nu este sex, este o unire a sufletelor înainte de trup. Așa văd eu. Și cumva purificarea aia prin care oamenii trec prin a se cunoaște înainte de a ajunge la trup, nu mai duce la sex, duce la o relație, duce la o obligație, duce la o responsabilitate, duce la a permite cuiva să se strecoare în viața ta. Eu nu știu cum ar fi să fie o poveste de o noapte, eu nu știu cum e asta, pentru că nu am ajuns acolo. Nu știu de ce nu am ajuns acolo. Nu, eu am crescut lângă bunica mea, care a rămas văduvă tânără când tatăl meu avea 2 săptămâni cu războiul, și eu știam de la ea poveștile ei de viață, cum ea îmi spunea, pe tine nu trebuie să pună nimeni mâna, pe tine nu trebuie nimeni să profite, tu ești o persoană puternică, pe mine nu m-au reușit să mă prostească, pe mine mă căutau noaptea și eu nu le permiteam, și femeia trebuie să aibă prestigiu, și femeia când vorbește într-un sat, chiar dacă ea este singură și crește copii, ei nu trebuie să-i fie rușine și nici frică atunci când cineva se ridică împotriva ei, pentru că ea este așa. Și eu am preluat-o un fel de program în care noi femeile, puritatea noastră trebuie să aibă o valoare. Iar valoarea nu trebuie neapărat să ne-o dea cineva, ci pur și simplu să ne-o însușim și să ne-o... Cum ca o virtute. Acum, dacă lucrul ăsta este bun sau rău, Păi toate nu... virtuțile, deci virtuțile sunt niște credințe Da. care dacă le avem, Dumnezeu va veni să ni le spulbere. Adică ne va trimite în față, dacă noi în interior avem ideea asta că eu sunt sfântă, voi atrage toți prădătorii. Așa o să vină Dumnezeu să mă arate că, de fapt,
Sfințenia aia nu-i din într-o credință. Adică trebuie să fie acolo adânc în mine și atunci nu se va întâmpla asta în exteriorul nostru. Câtă vreme în exterior vor apare prădători, înseamnă că interiorul nostru încă are, nu e în pace și în liniște și are nevoie să fie corectat de acești prădători, egoul, că e un ego acolo. Wow! Nu, bun, dar cum ar trebui să fiu în cazul ăsta? Cum ar trebui să gândesc în momentul ăsta sau din momentul Să ăsta? vezi, Pentru... ce vine în realitatea ta. Ce vine în realitatea ta? Ce se întâmplă în realitatea ta? În realitatea mea vin prădători în continuu. Eu așa-i văd că sunt prădători, dar n-aș știu să-i denumesc. Eu îi vedeam zilnic, zilnic, aproape. Prădătorii vin la energia ta masculină ca să o facă praf și pulbere. Și să te supună. Și sexul, până la urmă, este supunere. Deci, Mulțumesc, funcție de ce tipul de sex avem parte, arată cât ego este în noi. astăzi, după ziua de ieri, întâmplările zilei de azi m-au canalizat spre a-mi pune o întrebare. Ce este acum în realitatea mea legat de un bărbat? Mi-e greu să-i spun Dumnezeu, dar dacă mă uit în celălalt, fără să-l judec că e om sau nu are vreun nume, da, văd că este Dumnezeu în el. Și ar trebui aici să văd mai repede lucrul ăsta și mai ușor, sper să-l pot vedea mai bine. Și m-am tot întrebat care sunt oamenii din realitatea mea acum, care au venit în realitatea mea de o vreme și cu care eu nu rezonez și cu care de fapt nici cu unul nu rezonez și cu care nici cu unul nu permit. Și ia să-i vedem. Și am înșirat așa în minte și m-am văzut așa lângă fiecare și am căutat în fiecare ce are fiecare, de ce m-ar atrage la fiecare și nu pot să dau răspuns. Unul este o persoană cu bărbăție, cu un om muncitor, cu multă greutate a lucrurilor, așa cum aș fi vrut cândva să fie un bărbat în viața mea, dar că îi văd celelalte dedesubturi și nu-mi place. Celălalt este un om foarte, 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 foarte bogat și că ar trebui să plec din lucrurile mele și de data trecută când l-am întâlnit, din cauza lucrurilor mele l-am refuzat pentru că nu puteam să renunț la materia mea. Cumva mai mult valora materia mea care costa aproape 100 de mii de euro decât miliardele lui. Ai văzut prădătorii, deci acum singură, dar poți să le Da. și scrii, poți să le și scrii, dar oricum o să le și asculți când ți le dau. O să-ți dau înregistrarea ca să auzi pierderea de energie și ego-ul. Da, și a rămas unul care e spiritual, care e un om care nu are putere masculină cumva în lucruri, dar are o atracție cumva fizică de care eu fug de o viață. Și m-am uitat așa la fiecare că nici cu unul nu mă văd și nici cu unul nu mă înțeleg și Ego-ul nu se vede cu niciunul. Ego-ul caută. Oricum, ei sunt oglinda ta. Fiecare e oglinda ta. Deci, no, bărbații oglindesc interiorul nostru perfect. Părți din interior le vezi în oglindă la ei și mai ales și mai ales, fiindcă tu ai avut o relație lungă cu soțul tău, acolo poți să vezi cel mai clar și mai limpede
tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Și pe fostul tău soț poți să-l vezi Dumnezeu? Da. Chiar azi am exersat cu toată lumea din trecutul și prezentul meu. Mi-am exersat cumva iubirea. Am cerut iertare, am pus iubirea, am transmis iubirea, am primit iubirea, am pus peste orice conflict care a fost, care m-a rănit mulți ani. A fost un conflict care mi-a luat aerul, viața, mi-a luat echilibru, mi-a luat până să mă pierd de tot, dureri, bineînțeles, tot de la materie. Și am ajuns timp, în timp am lucrat cu asta, dar acum, astăzi, am simțit acolo toată pacea și toată liniștea și ai de mine, nu mai am niciun pic de ego acolo, vai ce bine. Până mâine, să vedem mâine cum mă va înțepa din nou, dar astăzi m-am văzut bine acolo, adică în liniște cu mine. Este acolo, am zis da, e bine, ok, accept. Mi s-a întâmplat asta, da, este în realitatea mea, a fost și trebuie să accept sau nu trebuie, dar este, e ok. Și că te iubesc așa cum ești, te-am iubit pentru orice și n-am înțeles și am adus așa liniștea asta mare. Nu știu. El are o relație. Păi el când era cu mine îmi zicea că dacă eu să-l părăsesc, el își va lua un câine și toată viața lui va fi cu un câine. Și eu mă gândeam, da. Eu mă gândeam, nu mă dute că eu o să am 10 bărbați. Și cu tot 10, dacă nu sunt bine, tot o să fiu bine cu încă 10. Și eu am rămas cu un câine. Și el probabil are o relație tot așa cu o directoare de bancă, o persoană cu două fetițe, el care nu iubește copii. Da, el oglindea că nu iubește copii. Deci e tot o oglindă acolo. Și eu am rămas cu tine. Și eu am încercat 10 bărbați în toată viața mea și nu știu câte vieți. Dar cum credeam eu că o să fac după aceea, după divorț? Da. Să frumos. Ce frumos! Pe toate căile Dumnezeu ne vrea să distrugă ego-ul ăsta și să ne bucurăm, să nu ne mai vadă în atâta suferință, adică să nu ne mai vadă identificate cu ego. Deci ai trei bărbați, ai trei Dumnezei, și încă ego-ul le pune etichetă, ăla are minus 10, ălalt are cred că minus 12 și ăsta alalt are numai un plus, dar oricum nici cu ăsta nu știu dacă e suficient cu spiritualul, nu știu dacă ai ce face, deci ca să-ți dai seama cum suntem noi femeile, cât suntem de nebune. Și dacă mai alegem, adică îți dai seama, Dumnezeu vine, dar nu îți bagă în traistă, deci El o să-ți tot dea, dar până la un loc și de acolo ascultă webinariile, probabil o să vină momentul să vezi ce nașpa îi să nu ai un Dumnezeu care să te ghideze în lumea asta, fiindcă Marius spune atât de fain că pe Dumnezeu alege poziția noastră în celălalt plan, adică bărbatul. Ok, de acord. De acord. Oricum, toate mișcările sunt a lui Dumnezeu. Și el te va ghida în momentul în care
Îl vei lăsa să te ghideze, deci vei renunța la control. Bănuiesc că îți dai seama când îi, deci simți vocea lui Dumnezeu, o auzi că ea zice una și vine ego-ul și zice 10 altele. Simți, adică faci diferența acolo puțin. Că ego-ul zice, du-te, bea cafea și tot ego vine și zice, a, ești ultima slăbănogă, n-ai putut să te abții. Și perfect, nu? Dar e perfect ce tot ce ți se întâmplă și faptul că am ajuns la învățăturile lui Marius, care nu știu, pentru mine nu mai sunt deloc dificile, doar în a persevera și a fi atentă de fiecare dată și a mă duce acolo. Deci Dumnezeu vine pe toate căile în vis, vine foarte des. Dacă zic că nu mă mai afectează o anumită problemă, mai vine o dată în vis să mă facă să simt o anumită emoție și să-mi dau seama că mai era nevoie și ce drăguț el că a venit în vis să mi-o scoată la suprafață și să-mi dau seama că încă nu-i stins programul. Deci un gând, o adiere de reacție, de mimică, de nu știu, de gest, pe care o am, o oglindă care mi-arată fiica noastră sau nepoțelele sau mama, toate acolo sunt examene. Și dacă zic, uite, programul ăsta s-a stins, mai vine să mai îmi dea un test. Și zic, măi, să fie, dar încă n-am terminat cu programul ăsta, încă deci, și așa de plin de șoti, Dumnezeu, că cred că stă și râde de mine când mă vede că ego-ul e așa nesigură și râde și zice, a, n-ai făcut suficient, uite, n-ai terminat cu programul ăsta, oricât ai crezut tu că ai terminat cu el, uite că n-ai terminat cu el. Dar, de fapt, poate e doar un test final în care să mă mai încerce. Și atunci am dat seama că e, uite, un test. O mai venit cu un test. Și poate să vină și cu 10.000 de teste. E liber să fac orice. Eu trebuie doar să mă bucur. Că simt orice. Deci e atât de simplă învățătura asta. Nu ne mai trebuie nicio carte, nu mai trebuie să știm nimic decât să vedem ce apare în realitatea noastră de când am deschis ochii și până am deschis în cealaltă zi. Și să fim acolo prezenți și să vedem. Astăzi am avut un coleg la bancă care a venit în locul altei colege și care avea un alt stil de a vorbi cu clienții decât îl aveam noi, fetele din bancă. Și el era foarte dur, Dumnezeu, prin el era dur cu clienții și vorbea urât și trimitea acasă. Și în prima fază n-am reacționat și nici apoi n-am reacționat, adică încercam cumva să îl auzeam și mă duceam totuși să văd dacă clientul respectiv n-aș putea să-l ajut și îl chemam în birou și până mi-am dat seama că absolutizam că trebuie pe toți clienții să-i ajut și să vorbești foarte frumos cu ei și el o veni să ne arate că fix opusul. Și să vadă dacă eu îi pun vreo etichetă, că el nu-i Dumnezeu prin colegul
nu poate să fie și altfel cu clienții, de parcă ar fi fost clienții mei și Dumnezeu și-ar fi bătut joc de alți Dumnezei. Deci jocul era ăsta. Dar te prinzi foarte rapid. Wow, eu sunt eu. În cazuri din astea, eu am reacții mari, reacții foarte mari, adică nu-mi place când cineva umilește pe altcineva sau rănește sau creează suferință altui om. Și am o reacție acolo, intervin. Da, deci nu are treabă. Dumnezeu în toate pozițiile. Ce să fac eu? Și mai ales asta am observat la Dumnezeii bărbați. Adică bărbații se reglează altfel între ei. Deci chiar mă distra odată o situație în care cineva o divorțat, adică soția lui o pleca cu altul. Și el a suferit foarte tare și a și băut bine, el a băut și înainte de a divorța, că ăsta a fost și un motiv că ea a plecat. Și-a venit alt Dumnezeu, bărbat, și l-a întrebat, ce faci, măi? Și ăsta zice, da, bine, uite, unde-ți nevasta? Întreabă, unde-ți nevasta? Ăsta zice, s-a dus cu altul. Slăbă, nogule, i-a zis. Slabă, nogule. Deci, e modul lor de a se împuternici. Da. Și fain. La fel cum și noi, Dumnezeu, când intrăm în energie masculină, probabil că, mă rog, într-o măsură putem să îl și împuternicim pe el, cu atenție totuși. Nu știu, nu știu, nu mă pricep la asta. Eu știu că o trebuie să ies din energia masculină, să mă pun tot timpul, să nu mai fac nimic. Și atunci au venit soțul și, de exemplu, nu luam decizii. Nimic nu vreau să iau, nicio decizie. Cum vrei tu, cum vrei tu, cum faci tu, cum zici tu. Și până ce au venit odată și mi-a zis, da, nu, cum zic eu, luam împreună decizia, dar au fost așa de hotărât. Și acum, în weekendul ăsta, iarăși, erau mai multe chestii de făcut și soțul a zis cumva una să o triplăm așa. Și i-am zis, da, cum zici tu, așa face? Și a venit fica noastră și a zis, mami, acum cum? Acolo trebuie să mergem. Trebuie să mergem și să mergem și așa. Și da, s-a schimbat programul, dar și a fost foarte bine că s-a schimbat programul. Adică a fost foarte bucuros soțul că nu am făcut cum o zis el, știi? Da, Dumnezeu le aranjează pe toate. Eu am doi băieți, nu stau cu mine. Unul e la Cluj, dar ne întâlnim rar, iar celălalt e la Bistrița și ne întâlnim des. Ori vine el aici, ori mă duc eu acolo. Așa e viața noastră. Dar cu cel din Cluj mă întâlnesc duminica sau dacă fug până la ei rapid. Nu se prea întâmplă. Și adevărul e că ambii. Și eu cu ei sunt la fel de bărbat. Am simțit că nu suntem cum trebuie niciodată. Nu aveam aveam încredere unii în alții, iubire unii pentru alții. Dar nu e.
Mi-aș fi dorit să fie altfel cumva lucrurile între noi. Și cu copiii eu am dat vina că nu am putut să mă ocup foarte mult de ei. Eu i-am crescut singură de la o vârstă destul de mici până la vârsta de 18 ani. Tot așa, nu m-am implicat în nicio relație de dragul lor să nu le stric liniștea, să nu îi dezamăgesc, să nu găsesc o... Deci, viața mea de dinainte de soțul al doilea, n-am vorbit nimic despre ea și am zis că poate nu-i nevoie. A copii de... Scuza-mă, deci copiii Copiii de sunt cu soțul... primul soț, A da. copiii de soț. Dar n-am intrat în amănuntele astea pentru că eu m-am căsătorit cumva forțată de părinți. Păi, da. Scuză-mă că te întrerup, că aici doar atâta cumva să amintim, cum spune Marius, că femeia nu poate încărca copiii cu energie. Deci, copiii se încarcă cu energie prin bărbat. Iubirea femeii încarcă bărbatul, deci iubirea, orice iubire la un bărbat, încarcă de energie și copiii ei. Da, de acord. Mai ales dacă sunt băieți, am nevoie de, deci, să nu fie știrbit modelul pater, adică a soțului, ălui al tău, care a fost. Wow. Wow. Am avut un vis în urmă cu 2 ani și eu de atunci am schimbat cumva până și reguli în familie, până și obiceiuri. Am pus pe masă așa niște lucruri și le-am vorbit foarte clar vis-a-vis de mama mea și ambele noi două femeile am acceptat o realitate gen aceasta. După acel vis, am visat că o vedeam cum tatălui meu, cineva i-a aruncat săgeți și el se apăra de săgeți, îl mai loveau, dar nu foarte tare. Săgețile din tatăl meu săreau în copiii lui, în mine și fratele meu. Și noi ne apăram cumva, ne loveau, dar reușeam să ne echilibrăm cu cât de cât. Iar din noi, săgețile săreau în copiii noștri care îi zdrobeau la pământ. Și de unde veneau săgețile? Pentru că atât eram de în apărare și în luptă cu săgețile, că la un moment dat m-am uitat și toate săgețile veneau de la mama mea spre tatăl meu. Și din tatăl meu veneau în copiii lui, în mine și fratele meu, și din mine și fratele meu mergeau în copiii noștri, dar ei erau zdrențuiți și loviți foarte tare Ce la pământ. frumos! Ce frumos vii să trimis Dumnezeu! Fix cum Da, m-am spune urcat Marius. în mașină în aceeași zi și am plecat la Bistrița plângând și am mulțumit mult și în ziua aia am zguduit așa mult și am vorbit foarte atentă cu ea pentru că ei nu-i plac criticile, deși ea este o critică în os și carne. Și ca să-i spui ceva, să corectezi ceva în ea, trebuie să ai un... cu multă iubire și multă atenție, printre cuvinte poți să-i atragi atenția ca să nu o superi sau dacă o superi, să nu o superi foarte rău pentru că iară nu mai vorbește sau e mama mea și un pic de protecție cu ea. Dar de data asta am zis să știi că am un mesaj divin, eu am un mesaj divin, eu am văzut că Dumnezeu mi-a arătat un secret de unde e suferința noastră și că toate suferințele vin dintr-un punct și nu am început cu ea. Am început cum au mers săgețile, cum făcea tatăl meu, cum făceam noi, copiii noștri, cum erau, sărea sânge din ei. Așa și la final zic, ce crezi de unde veneau săgețile? De unde veneau săgețile? Păi zic, să știi că tu aruncai cu săgeți în tatăl meu și ea aruncă foarte crunt. De ce ai pus acolo? De unde vii? De Da, unde dar tu pleci? poți să stingi tot ce face ea în tine și tu lucrezi totul la noi, adică nu are nicio treabă, nu avem nicio treabă cu mama, cu tata.
cu mama, pentru că doar să-i mulțumim că ne arată și că e în viață și că ne arată programele. Tot ce-i în ea și în mine. Tot. Yes, așa e. Și deci Așa e. în mine, deci eu în mine, relația cu soții, cu soțul cu care sunt copiii, iei acolo și te duci înapoi, pentru că ziceai la un moment dat că tu nu mai preferi să nu mai mergi înapoi și multă vreme și eu am crezut că dacă mergi în trecut, pierzi energie vitală sau, mă rog, însă dacă o faci conștient, cu pixul în mână și cu foaia și te duci într-o anumită etapă din viața ta, și scrii acolo și pui la loc. Adică îți recunoști superioritatea față de soțul tău, îți recunoști cum ai acționat, cum a acționat atunci Dumnezeu prin tine și ce s-a întâmplat fără să te judeci, fără să faci nimic, doar să repui la loc ierarhiile. Da, Până găsești cumva. liniște, până ce se așterne liniște. Deci aduci atâtea argumente și zici că așa au fost bine cum au fost și de ce au fost bine cum au fost așa. Pentru că și cu liniuța, unirea contrariilor. Dar Interesant. ești foarte, foarte, foarte la început acum și le iei așa pas cu pas. Poți să mă întrebi când orice ai nevoie și o să vezi ce frumos se aliniază totul. Deci când nu... Deci când noi nu știm să iubim, noi nu avem iubire, iubirea, noi nu o lăsăm să iasă din noi, decât la iubirea cea condiționată. Sunt trei bărbați care au venit la tine și nu poți să iubești, pentru că nu ai putut bifa toate căsuțele, idealul vieții tale. Și Dumnezeu e așa. Imperfect. Acum se deschide un alt mi se deschide un alt ideal și eu l-am depistat când vorbeai că păi dacă până acum eu am văzut atâtea lucruri și nu funcționează. Cum ar putea funcționa de acum când eu știu că eu fac școala iubirii, adică a smereniei și a ascultării, a slujirii, iar celălalt vine în neștiința cauzei, a slujirii, și el va apăsa toate butoanele în libertate. Și eu, într-o supunere curată, eu trebuie să accept că dacă ar fi un om care și el ar studia școala iubirii, măcar ar fi un om care, eu știu, poate că i-ar fi măcar milă să mai apese câte un buton sau ar lucra cu butoanele lui ca să nu mi le atingă ale mele. Deci el nu are nevoie, deci aici trebuie să înțelegem că nu-i nevoie de ceva mental ca Dumnezeu să acționeze asupra ego-ului din noi. Deci nu-i nevoie de ceva, așa acționează zi de zi Dumnezeu prin cel din fața noastră. Deci soțul vorbea. Deci, în momentul în care eu am așezat în mine, el vorbea, de fapt, tot timpul vorbea ca și în școala iubirii sau așa îl auzeam și zici că a învățat școala iubirii, deci că a absolvit școala iubirii, el așa se comportă și așa vorbește. Și el nu o asculta niciodată și mi-a spus că eu de la el să învăț, nu de la nimeni. Deci, Dumnezeu, bărbat, va veni și dacă va simți că tu știi mai multe decât el, îți va spune proastă.
Pentru că asta e așa, asta e frumusețea. Deci când vine și zice ce proastă ești, vine fix atunci când tu te crezi cu o treaptă mai sus decât Dumnezeu. De acord. Așa e. Și toate astea, deci tot, deci noi de fapt învățăm să decriptăm altfel tot ce vine spre noi. Deci noi nu ne mai vedem separați, noi ne vedem în oglindă. Exact cum ai vrea să machezi că nu-mi place de Viorel acum și vreau să o aranjez părul, dar acolo pe monitor îl aranjez. Ce am rezolvat ceva? N-am rezolvat nimic, că eu sunt nearanjată la păr, nu? Da, deci asta e frumusețea, că în prima fază ne vedem separați și apoi ne vedem oglinzile și apoi ne vedem unul. Ceea ce... Ah, ce frumos, mai zi o dată. Deci, întâi ne vedem separați, Ne pe urmă vedem. ne vedem în oglinzi, adică mă văd în tine și invers. Sunt toți cei din jurul nostru care vin și apoi ne Da. vedem una cu ei. Nu știu, Wow. că eu când am spus, nu, deci nu te gândești ce spui, nu știu ce spui. Așa o să vezi că așa e tot. Că nu mă recunosc în prietenele mele, țigăncile, nu m-am recunoscut la început și ziceam, venea una și aia oricât îi dădea, mai îmi cerea. Deci era singura care, cu toate celelalte, și ajunsesem așa la o pace, că odată a venit una și mi-a cerut doar o apă, altă dată că pe urmă le întrebam ce au nevoie, sau îmi cereau Pampers, sau lucrușoare din astea. Astăzi a venit ura și a zis că să-i dau o haină și am zis că-i dau. Dar una dintre ele venea și îmi cerea prima dată mâncare, apoi îmi cerea bani, apoi mai îmi cerea bani și oricât îi dădeam, ea nu era mulțumită și într-o zi am zis către ea, Doamne, tu oricât o să-ți dau, tu tot nemulțumită ești. Și imediat a venit gândul, dar instant, Viorelia, oricât o să-ți dea Dumnezeu, tu ești tot nemulțumită, tu ai o nemulțumire în tine. Și în momentul ăla s-a întors, femeia s-a întors așa pe călcâie, brusc, fără să-i mai zic nimica. Când am spus eu în interior, Doamne, Viorelia, nu pot să fii atât de nemulțumită, oricât îți dă Dumnezeu, tu tot nemulțumită ești. Și în momentul ăla ea s-a întors și a plecat. Eram eu acolo. Dar n-am văzut-o. Trebuie să vină ea să-mi arate că oricât îmi dă Dumnezeu, îți nemulțumită. Wow. Cât de frumos vorbește Dumnezeu. Să înțeleg că atenția noastră, în afara noastră, ne ajută să vedem ce e înăuntru nostru. Deci, noi, în prima fază, cu ochii ăștia fizici, o să, așa, făcuți ochii ăștia fizici să vezi acolo. Însă, noi trebuie să facem invers, adică tot ce văd acolo, să mă Să îndrept. regăsesc, să regăsește în Da, mine. tot. Dacă ești foarte sensibil, atent, vezi, Tot. asta e foarte greu. Cât Nu o să... ai ego, cât ai Da. ego, egoul nu te lasă să vezi asta. Ego-ul îl va vedea pe celălalt greșit tot timpul, îl va vedea tot timpul Vinovatul. defect, vinovat, el, arătăm înspre Pricina. el. Da, Da, pricina suferinței. da.
Observ câtă lume e nemulțumită de cei care conduc lumea, țara, relația cu autoritățile, cu autoritatea, cu tata, cu Dumnezeu. Legat de subiectul ăsta, prin fiul meu am primit un mesaj în iarnă. Eu sufeream foarte mult pentru că a apărut războiul și totul e o manipulare în care toți trebuie să ne simțim proști și să-și acceptăm. Și văzându-mă că nu mă mai bucur de viață, noi eram în Tenerife atunci, unde chiar trebuia să ne bucurăm de viață, adică de gătitul nostru, de a mânca împreună. Nu suntem împreună mult timp și când suntem împreună avem niște obiceiuri, să gătim, să invităm și pe alții să mănânce, să facem ce știm doar ca să ne mai odihnim puțin și eu de obicei plec după un timp. Și m-a văzut că nu mă mai bucur deloc de viață și zice, ce-i cu tine? Păi, zice, uite-te că nici nu mai vii să mănânci cu noi, nici nu mai ieși cu noi, stai închis în cameră. Păi, eu stăteam pe telefon și mă uitam și mă uitam și mă uitam și mă uitam și îmi zdrobeam capul și sufletul și nu știam cum să mă liniștesc. Neavând munca, m-a întrebat ce ar fi tu fără muncă, mi-am și găsit altă muncă. Să stau cu atenția acolo și ego-ul meu să vadă lucrurile de care eu eram în putere să le judec. Și copilul m-a trezit și a zis, nu știu ce faci, dar ce faci tu, nu faci bine, cât timp ai ieșit din lucrurile normale pe care tu le faci cu drag pentru noi sau lucruri frumoase, cât timp a ieșit din ele, înseamnă că ceva s-a întâmplat și ceva, acel ceva ți-a deraiat lucrurile și ceva e rău acolo, nu știu ce faci. Și am explicat, zic, uite, stau la tacleale acolo, citesc, văd, ba în Franța, ba din coace, mamă, mamă, nu mai sta acolo. Ceea ce trebuie, Dumnezeu știe de ce trebuie, prin oamenii care trebuie să se întâmple lucrurile care trebuie. Noi nu putem opri ceea ce undeva, pe undeva cineva controlează aceste lucruri. Că totuși dacă zici că există Dumnezeu, acel Dumnezeu nu-i nepăsător. Dumnezeu lasă lucrurile așa, iar noi nu putem să le schimbăm, iar dacă tu încerci, vei vedea cât vei suferi. Și pe urmă mi-a pus exemplele astea cu oamenii pe care eu îi ajutam. Nu trebuie să te mai implici atât de mult, nu trebuie să mai faci lucruri, pentru că lucrul ăla care e acolo cu un scop. Tu nu poți să mergi în jungle și să salvezi puiul girafei dintr-o haită de hiene, nu poți să salvezi puiul de al de zebră, nu poți să te duci să lupți cu câtă lume moare. Pentru că acolo este un proces care tu nu poți să-l atingi, mamă, tu nu poți salva lumea, tu nu poți să te salvezi nici pe tine. Nu, ieși din acel proces al salvatorului care pe tine nu te poate salva decum pe alții. Și m-a întrebat de ce am rărit. Și de atunci eu am rărit situațiile, am rărit, am stat într-o atenție, îmi sună în urechi observația lui că copilul ăsta mic e așa de observator și e foarte sensibil și Dumnezeu a creat în el acel Dumnezeu care mi-a lipsit mie în viața mea și s-a folosit de copil. S-a folosit de copil ca eu să iau decizii puțin mai drastice Copilul rolul ăsta. Da, și văd în el foarte multe lucruri care trebuie să le înțeleg. Și de Bravo. la el, și de la el le accept. Și zic de multe ori,
De ce niciunul din bărbatul meu nu a putut să îmi dea un mesaj care să mă atenționeze, măcar cât m-a atenționat un copil? Îl iei la rost pe Dumnezeu. El știe, dacă nu, e, nu se întâmpla așa, uite, nu erai poate în școala iubirii sau n-ai fi ajuns la Marius. Da, cred că nu. Pentru că viața mea a fost foarte plină de lucruri și de situații, nu ajungeam eu să. Da, durerea este sculptorul lucrurilor până la urmă. Da, suferința e cel Și mai mare maestru. foarte, foarte frumos. Nu știu, tot ce spuneți, parcă nu e adevărat că eu vorbesc cu tine, parcă e în altă peliculă și eu asist. Și mă bucur că m-am relaxat, pentru că și muscular, nu știu de ce, eu nu știu de ce m-am emoționat așa de tare. Pentru că vorbesc despre mine și asta e o problemă grea pentru mine. Da, ego-ul are reacție când este dezvăluit, adică Descoperit, așa e că asta e? da. Când pui lanterna pe el, el Wow! se face mic, deci dacă îl vezi, el dispare rapid când îl identifici Wow! și îți dai seama că el acționează în toată splendoarea lui atunci când nu suntem atente și ne confundăm cu el. Credem că suntem el. Atunci el se umflă în pene ca și un păun și ia controlul și volanul. Și când știm că el se face mic, mic. Nici nu știi cât de tare se dă în spate. Deci îl simți cum se topește și zici: da, știu că ești tu. Te-am văzut, îți mulțumesc, m-ai ajutat și gata. Și data viitoare nu mai apare. Adică, din pe urma, deci îl vezi tot timpul și apar situații care vin să iasă el în acțiune, dar foarte bine. Foarte bine, asta e jocul ăsta frumos a vieții. Nu mai fugim, adică nu fugim de el, doar îl identificăm. Adică cumva ne dezidentificăm de el. Ne dăm seama că acel 3% n-are forță decât 3%. Deci, după ce mentalizăm, prima dată mentalizăm, mintea e foarte dornică de informație. De asta cumva New Age-ul ocupă atât de mult spațiu, fiindcă mintea e foarte flămândă, ego-ul se hrănește cu informație ca să ne blocheze, pentru că multă informație până la urmă devine blocantă. Când Da. faci cu ea, n-ai nevoie de informație. Noi știm totul, este în interiorul nostru. Noi știm lucrurile. Străbunicele noastre cum știau să-și crească copiii fără cărți, fără programe de parenting? Eu am realizat asta când o pisicuță și-a dus puiții aici într-o vază din aceea înaltă. Și ea era foarte micuță atunci, imediat după câteva luni o fătat puiții și venea până lângă vază și asculta. Și dacă nu-i auzea că s-a trezit, mergea înapoi afară. Și am zis: fii atentă, de unde știe pisica asta lucrurile astea? Și că sunt noi. Că sunt noi, totul este noi. Cum știe să prindă șoarecele, puiuțul ăla de pisică care e atâta? Cum știe să facă așa? Pentru că e instinctul de la Dumnezeu. Tot e noi, tot. Și doar să nu mai căutăm, să nu mai căutăm nimic, să căutăm sens. Chiar auzeam într-o seară pe Simona despre cartea Omul în căutarea sensului vieții. Și asta e iarăși o capcană foarte mare, după părerea ego-ului.
că toată lumea simte o lipsă de sens. Când, de fapt, ce sens? Că Dumnezeu e în toate sensurile, adică e peste tot Dumnezeu, doar să te bucuri. Unul din golurile alea care le-am simțit și atunci, mai de mult când eram plină de ego și Dumnezeu nu mai avea loc, era asta. Am făcut tot ceea ce m-a trimis Dumnezeu să fac pe pământul ăsta. Tot ce făcusem până atunci, deși erau copii, erau nepoții, soțul, și eu mai căutam sensuri. Ce nebunie! Am făcut tot ce cum ai zis? Am făcut tot ce a trebuit să fac în lumea asta? Nu știu cum am zis. Deci atunci, la momentul ăla, când am început eu căutările, simțeam golul, adică aveam tot. Deci asta, țin minte că îmi spunea mama, fată, tu ești zdravănă la cap, ai tot ce trebuie, familie, soț, copii, mașină, casă, nepoți și tu mai mergi să faci școală, că eu m-am înscris la John Maxwell să fac dezvoltare personală. Că fiind matematician, după aceea am simțit că nu, asta e zero. Matematica e zero și că de fapt mie îmi lipsește școala vieții. Și da, asta simțeam că nu e suficient. Deci ego-ul simte insuficiența aceea. Deci toate erau mesajele ego-ului cu care eu mă identificam. El tot îmi spunea că nu-i suficient. Deci, îți dai seama, să ajungi așa într-un punct în care oricât ai face, oricât ai face, oricât ai... Așa că prima dată asta e un program puternic al nostru, să facem tot timpul ceva, să facem, să facem, nu putem să stăm locului. Adică asta era egal cu a fi leneș, programul de a fi leneș, când stai nu faci bani, cum sunt teoriile alea, time is money, nu? Banii, timpul bani, adică dacă stai, nu faci bani. Tot felul de programe din astea care să-ți iei al doilea job, ai un job, nu-ți ajunge unul, mai ți iei unul. În timpul în care acasă spui menajeră să facă lucrurile și să facă de mâncare și să stai și cu copiii. Deci tot timpul să... Fiindcă tu ești insuficientă. Nu e suficient cât faci, știi? Și a fi casnică sau a face... Că pe urmă eu, ca să mă calmez mintea, am început să cos. Da? Asta cu mult înainte de a ajunge la Marius. Să fac în cruciulițe. Wow. Și... Da. Wow. Și acolo a fost așa o liniște și o pace super. Deci număram tot timpul una, două, stânga, trei, dreapta, patru cu roșu, patru cu albastru. Se opri mintea, se oprește mintea. Da. Wow. Da, și lucrușoarele astea făcute cu mâna, adică tot timpul cu mâinile. Noi suntem femei, materie, deci noi avem nevoie să atingem, să facem cu mâinile ceva. Asta e energia feminină. De Energie acord. feminină înseamnă supunere la bărbat,
înseamnă să facem toate lucrurile frământatul, deci să renunțăm la roboții din bucătărie cât mai mult, maxim. Nu știu, cel mai automat să ne îmbrăcăm adecvat, adică fără pantaloni. A venit într-o zi la bancă un domn în vârstă și am intrat în discuție, acolo eram în sala mare și părea așa supărat și am zis ce mai face și a zis doamnă rău și zic de ce? Păi zice pentru că femeia a luat comanda. Prima dată ne-a luat pantalonii, apoi ne-a luat pălăria și acum ne-a luat și volanul de la mașină. Și zici că vorbea cuvintele din Școala Iubirii. Și el era supărat că în dimineața aceea ascultase o știre în care o șoferiță a făcut un accident pe trecerea de pieton sau în fine, era un accident făcut de o femeie și a zis că el avea de mers undeva într-un oraș și fiindcă nu mai are carnet, care 80 și ceva de ani către 90, a sunat o firmă ca să-l ducă pe el și pe soția lui în localitatea aceea la Rudenii și la celălalt capăt a fost o femeie care să o răspuns la firma respectivă ca să-i ducă și a zis, nu, doamnă, eu cu femeile nu mă duc. Nu mă duc pe drum să mă conducă. Da, deci Vorbind de mașini și de condus, eu am fost eu. Da. Florentina. Florentina a făcut toate categoriile și de autocar cu remorcă și de motor, motocicletă și de toate categoriile. Am depus și pentru avion două locuri și în Viena, cu mulți ani în urmă, am depus documentele acolo și urma să fac, dar cum n-aveam, cum eram singura tată, mamă la copii, a, tată, mamă la copii, când eram cu primul soț, ziceam, nu, 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 copiii sunt doar ai mei și copiii o să-i cresc doar eu și eu o să fiu și tată și mamă cât 10 tați și nu va fi nevoie și de tine. Ai văzut? Și ce te miri că s-a întâmplat tot ce ai zis? Ai creat realitatea. Omul a dispărut de tot, deci a dispărut 25 de ani. Nu a participat nici cu un mesaj de ziua copiilor sau de un Crăciun. Cine a făcut asta? Am plâns 7 ani, am plâns zi de zi. De ce nu sună? De ce nu-i caută? De ce nu așa? Nu le arătam la copii chestia asta, la copii le spuneam că tatăl lor o să-i caute, el probabil nu are acum bani, dar sigur tatălui e bine și lor e bine și într-o zi va căuta și minciuna asta n-a funcționat mult. Și a plătit 3 euro pe lună de copii, așa i-am crescut cu 3 euro pe lună. Venea poștașul cu 10 lei, din care 2 lei dădeam lui și 3 lei dădeam lui și 7 lei, 6 lei, 5 lei de multe ori rămâneau mie și puneam pe masă și scriam un bilețel că au venit banii de la tati. Și copiii se bucurau și împărțeau. Eu nu le-am spus niciodată cât de puțin bani erau. Am zis că viața îi va învăța în timp. Dacă va trebui să știe lucrul ăsta, ei îl vor descoperi. Și în rest nu le-am arătat niciodată suferința mea și nici că tatăl lor este rău.
Dar după 7 ani l-am întâlnit, l-am căutat, el a plecat în Australia și nu am știut unde și prin cineva să dăm de el. Și l-am căutat, aveam al doilea soț și când m-a văzut la mama lui acasă, în poartă, și-a scăpat așa puterile din picioare și n-a mai putut să vină spre noi. Și când ne-am întâlnit după 7 ani, atunci, în curte la mama lui, după 7 ani, m-am vindecat de acea judecată. Până atunci eu l-am judecat de ce nu așa, că nu e un tată, că nu e real, că nu... În loc să fi zis, bine, am divorțat de un om care chiar nu a meritat să fie tata copiilor atât timp cât el nici nu mai apare după divorț. Adică eu trebuia să mă liniștesc. Dimpotrivă, eu am început să îndur și să fac foarte multe dureri și suferinți. Și din ziua aceea când l-am întâlnit în curte atunci, l-am iertat. Nu știu de ce și ce s-a întâmplat. Iar când a făcut copilul cel mare, Și după aceea ai intrat în următoarea relație, sau la câți ani ai intrat în următoarea relație? după mulți ani am intrat în următoarea relație, dar cu soțul meu de-al doilea m-am dus la casă atunci și copiii n-au vrut niciodată să mai audă de el, oricât am insistat, el a început să-i caute, copiii nu mai vreau să-l întâlnească. Am ținut legătura cu sora lui și spuneam că nu pot să fac nimic, copiii nu vor. Și mi-a luat mult timp. Într-o zi, copilul cel mare a plecat în Australia. Cumva, după multe insistențe, cu multe eforturi, cu multe... Tu te duci în Australia, te urci pe avion și tu te duci la el. Și eu m-am gândit, gata, mi-a furat copilul, nu o să-l mai văd, am început să-mi pară rău. Și după o lună de zile, rezultatul a fost cum că vin acasă, pentru mine Australia nu semnifică nimic, pentru mine România e locul meu preferat, iar mama mea și tatăl meu ești tu și că el nu înțelege că eu nu-l cunosc și că nu... El nu pot... oglindea, el doar oglindea ceea ce era în tine. Deci, copilul Posibil. oglindea tot ce era în tine. Deci, în tine încă nu era vindecat, adică nu era pus la loc, conform ierarhiilor, relația cu el. Era tot Da. deasupra și atunci ei doar îți oglindeau. Și nu are nicio relevanță, și acum relația e tot așa rupt, întreruptă între copii și el. Nu, din păcate nu. Cum, din păcate? Din nepăcat, din fericire, nu. Ai văzut ce Cel am făcut mare, interiorul tău? exact. Da, cel mare îl respinge continuu, chiar dacă de curând a lăsat o moștenire tatălor. Nu a fost prezent. Da, o murit. Nu, nu, dar locuiește în Australia și vine rar, odată la mulți ani, și cum părinții lui nu mai trăiesc, lucrurile părinților, cumva, pământ de la țară, casa lor bătrânească și așa. Dar în 30 de ani eu nu i-aș sprijini cu financiar deloc și nici moral. Păi câtă vreme în noi există respingerea, el nu avea cum să facă altă mișcare. Dumnezeu prin el a luat rolul ăsta dureros, pentru că un bărbat își iubește copiii și mai ales băieții ca și lumina ochilor. Doar că durerea din el îl ținea departe. Da, asta am reușit să înțeleg cu timpul. În momentul în care l-am văzut după 7 ani, asta am înțeles. Adică atâta durere am văzut în el. El era înainte, când eram împreună, era inginer, era fotbalist, juca la Gloria Bistrița, era un om întreținut, un om... Și după 7 ani, când l-am întâlnit,
Am înțeles că durerea l-a îndepărtat și l-a ținut departe. Și poate că durerea s-a manifestat prin durerea lui s-a manifestat printr-un mod ciudat. A vrut să mă pedepsească pe mine. Da. Cum că Deci primul bărbat a fost cumva corector, al doilea a fost în energie feminină. da. Deci primul l-ai respins și pe al doilea l-ai atras, pe invers, tot nu a fost bine. Da. Da. Și când vă spuneam și aseară și azi că am stat departe de alte relații, tocmai de a nu mai, până nu știu ce-i cu mine și cum să iau lucrurile și unde nu sunt în echilibru cumva Pas cu cu pas. Dumnezeu, până nu pot să știu unde am de lucru, Nu nu poți am avut să-l, da, curajul. n-ai cum să-l condiționezi pe Dumnezeu și nici n-ai cum să-l pui la punct și virgulă până când și până unde. Păi Deci, nu, da, dar ai cumva puterea să vezi regulile este să te acum. lași, să te lași, să te lași. Să faci lăsare în tot ce vine din față și să observi ce vine din față. Dumnezeu îți trimite fix pe măsura ego-ului tău tot ce vine din față. Deci ce vine din față va face să fie perfect. Asta e secretul. Da. Asta e ultimul puzzle din toată căutarea mea pe fundul oceanului. Da. Școala iubirii asta mi-a adus. Deci, Adică ai auzit cum au spus și Marusa seară? Fără un bărbat nu poți să, singură, de una singură, noi femeile bușbuim prin mocirlă. Și tot acolo ne învârtim în cer. Pentru că nu putem să, nu avem capacitatea să avansăm. sola. Da. Sola. Cu solă. Și ai băieții, Dumnezei. Și de fiecare dată când și eu eram tentată să fug, să ascult binarii sau să intru în webinar sau nu știu ce să se întâmple, când erau copiii și soțul sau așa acasă. Mie când era soțul, nu, atunci nu. Dar, nu știu, când erau alții și mi-am dat seama că nu, Dumnezeu e aici, acum, dacă a intrat pe ușă el, nu mai e altcineva. Pentru că noi aici tot timpul pui întrebarea pentru cine fac ceea ce fac. Deci dacă Dumnezeu îmi trimite pe cineva pe ușă, ăla e Dumnezeu care are nevoie să-i dau toată atenția lui și nu mie. Să fac ceva pentru mine. Da, și e fantastic cum te încarci de energie făcând lucruri. Deci, la mine asta a fost fabulos, să alegi tot timpul greul și să nu obosești. Și după webinariile astea, să simți cum te apuci și faci curățenie. Sau orice altceva, orice nevoie, nu mai ai niciun pic de oboseală. Adică intri într-o slujire care îl pune pe Dumnezeu înainte și îți Dumnezeu. dă toate motivațiile. Da, poate fi Dumnezeu și din casă, că zicea Marius, și dacă Dumnezeu casei o ales să facă o casă mai mare, atunci eu o să își mătruiesc toată ziua casa asta și o să slujesc. Că nu creștem copii, Ca să mă energie. Da. să-l facem dezastre. Da, exact. Ce frumoasă ești! Tu ești frumoasă. Ce vezi la mine, la tine, deja și invers. Da.
Și aveam eu, ego-ul avea o întrebare, bine, acum eu, la mine a fost numai soțul ăla, primul soț zice, Marius, că vine să-ți stingă ego-ul și al doilea e pe spiritual și acum eu ce să mă fac, că îl surprindeam pe ego, acum gata, acum adică ăsta primul s-a stins ego, acum gata, poate că... Și pe urmă deci am surprins ego-ul cum ar încerca să nu știu, să se gândească că acum o să se întâmple altceva în viață și de fapt să-mi dau seama într-o discuție cu cineva că nu prea putem singure, cu Mihaela din Ocean, zice, păi mă, dar bărbatul ăla poate să ia mai multe forme, Dumnezeu prin bărbatul ăla poate să ia toate formele posibile și să fie tot ăla, până la capăt. Ce dragă mi-ești, Doamne, ce dragă mi-ești! Vai, câte lucruri frumoase am găsit în mine acum! De ce? Am găsit lucruri frumoase în sensul că, cum eu nu mai împărtășesc cu nimeni, cu un bărbat, trezește în mine un dor să le recunosc din nou, dar în forma asta, pentru că de cealaltă formă mi-e frică. Și eu cred că acest mic curaj care l-am prins, nu este un ego, este o nevoie mai, O căutare a sufletului. o nevoie mai mare de a iubi și de a sluji. Pentru că eu dacă nu fac ceva pentru cineva, nu am sens. De asta trebuie să ar fi bine cumva să cât de repede să săruți picioarele și să-i faci masaj la picioare la un bărbat. La un bărbat. La Dumnezeu. Wow! Dacă ți dă voie și îți permite. Dacă ți se permite asta. Și să te lași și să te bucuri. Și o să vezi cât de frumos le cerne Dumnezeu, că nu faci tu nimic, adică fără nicio inițiere, deși Marius spune că femeia alege. Oricum, Marius tot timpul ne perdulează așa, când vede că ne-am lipit de o absolutizare, când, pac, ne trimite în cealaltă direcție. Și așa de fain. De câte ori s-a închis grupul, s-a făcut alt grup, tocmai De ce? ca să nu totul face Marius atipic. Ah, ok. Da. Să nu absolutizăm nimic, să nu ne lipim, să nu ne facem idol. Prima poruncă și singura și suficientă, să nu-ți faci alți Dumnezei. Wow. În afară de mine. Aș vrea să cumpăr niște cărți și eu nu știu nimic despre el. Îți trimit link-ul la editura Darana și Bine. poți să faci și donație pe Ok. canalul de YouTube, îți trimit și asta, bine? Ok. Eu m-am abonat înainte la primul filmuleț care l-am auzit. Am și făcut un abonament. Am zis, Doamne, zic, așa ceva, nu are voie omul ăsta să treacă pe lângă mine fără să-i las o atenție. Ce-i foarte frumos că nu ai avut rezistență, că n-ai simțit rezistență. Poate că vor veni de acum rezistențele, sunt câteva Da, drepte care m-am trebuie. gândit și la asta, că probabil vor fi lucruri care nu o să le înțeleg sau nu o să cred eu că sunt de acord cu ele, dar o să mă las învățată și o să las lucrurile să vină, că eu cred în această descoperire, cred în această iubire care mi-am regăsit-o prin voi, cumva, cealaltă parte. Parcă mai era ceva, iar nu că eu n-am avut, dar era ceva acolo de unde eu am găsit, nu știu cum să mă exprim. Sufletul simte adevărul.
Da, bine ai spus. Da, un celălalt, parcă încă o parte din mine am găsit. Și Deci, probabil că n-ai văzut tu când tot îmi place să povestesc maxima asta la prima întâlnire care am organizat-o cu Marius acum 3 ani, în luna 3 ani jumate, în martie, cam așa. Era plină pandemie. S-au creat în pauză bisericuțe, așa stăteau oamenii și vorbeau între ei. Eu mă duceam să iau, să simt așa pulsul sălii, pentru că eu nu știam ce zice Marius, atunci a fost pentru mine așa nou, totul a făcut Dumnezeu, n-am făcut eu nimica și m-am lăsat cumva. Și fiecare spunea către celălalt, eu te cunosc de undeva. Viorelia, spune-mi de unde o cunosc pe doamna? Și mai mergeam dincolo și ziceam, eu îl cunosc pe, de unde îl cunosc eu pe domnul ăsta, de undeva îl cunosc. Deci toată lumea acolo era unul. Toți se cunoșteau între ei, deși nu aveau nicio treabă unul cu celălalt. Dar auzeai expresia asta, eu îl cunosc de undeva. Deci eram la nivel de suflet, deci când ego-urile dispar, sufletul prinde putere și atunci noi suntem unul. Da, și superb. Florentina, mulțumesc pentru tot, toată seara asta și îți dau link-ul cu cărțile și pas cu pas, fără niciun plan, lasă-te, nu m-am dus să deval. Mulțumesc. Te îmbrățișez. Și mă bucur tare că ne-am intersectat în planul ăsta. Mă văd în tine. Și eu în tine. Și Mulțumesc. mai ales când ai zis cum venea soțul cu cafeaua la pat. Deci, băi, faza aia, deci nu era, ba era prea dulce, ba altă dată era, făcea două, ca să fie foarte bună. Și ziceam, bine mă, dar nu vreau să beau atâta cafea. Cât de bun Dumnezeu, da, eu nu pot să-i mulțumesc pentru tot ce mi-a dat în toată viața asta. Mulțumesc, Îmbrățișez. Seară mulțumesc. faină. Pa, 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 pa.